Gândiți-vă de două ori înainte de a urca la volan după ce ați consumat alcool. Pedepsele sunt mai dure și variază în funcție de cât alcool ați consumat și ce valori indică etilotestul. În cazul depistării unui conducător auto sub influența băuturilor alcoolice, cum am zis, până în 0,40 mg pe litru alcool pur în aer expirat, fapta constituie contravenție și este sancționată cu amendă contravențională a cărei valoare este cuprinsă între 1.305 lei și 2.900 lei și, atenție, e măsura complementară a suspenderii exercitării dreptului de a conduce pe o perioadă de 90 de zile. Conform legislației din România, atunci când șoferii sunt prinși cu o imbibație de alcool mai mare decât cea amintită, fapta constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă penală. Sancțiuni dure sunt și pentru cei care refuză să le fie recoltate probe de sânge la unitățile spitalicești, după ce au fost prinși băuți la volan. Atragem atenția că în cazul unui astfel de infracțiuni, pedeapsa prevăzută de codul penal este închisoarea de la 1 la 5 ani și nu mai este prevăzută ca și sancțiune alternativă și amenda. Deci în cazul refuzului de a se supune prelevării de mostre biologice, pedeapsa este închisoarea de la 1 la 5 ani. Au fost deci de situații în care șoferii au refuzat transportul la spital în vederea recoltării de probe de sânge după ce au fost depistați băuți la volan. Acum le va fi mai greu de negociat cu organele statului sau cu refuzul.